din cartea Evanghelistului Matei, capitolul 2, versetul 1 și 2, pagina în Biblie 924. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumesc Domnului că suntem împreună în casa de rugăciune. Sunt pentru prima dată în mijlocul dumneavoastră, am ceva emoții, că adunarea dumneavoastră e destul de vestită, păstorul dumneavoastră e destul de cunoscut și vă spun sincer, aș fi preferat o adunare mai mică și mai neînsemnată. Dar au căzut sorți în seara asta să fim împreună și poate sfârșim într-un final să fim chiar prieteni când plecăm de aici. Eu n-am venit cu mare plăcere în America, sunt pentru a doua oară. Acum 2 ani am venit, prima dată dintr-o obligație, nu mi-am dorit. Dar am venit la o căsătorie la o rudă de-a mea, au venit acolo și mama mirului care în țară și bunica și toate neamurile și m-au trimis în America, am fost la o căsătorie și acum fostul mir îmi spune: frate Dragoș, te-ai rugat Domnul să ne dea copii, Domnul ne-a dăruit copii, avem un băiețel și ești obligat acum să vii la binecuvântare. Și iată-mă așa pentru a doua oară în America, am fost în Detroit la binecuvântare, deși n-am avut de gând să vin în America. Și de când sunt aici, când am venit prima dată în primele zile, fredonam unele cântări, acum mă trezesc dimineața și mă culc cu aceeași cântare, o cântare veche, nu știu care o știe dumneavoastră, m-a ajuns un dor de acasă. Și sper că în 2-3 săptămâni o să ajungem și acasă. Frații mei, deși spuneam că n-am avut intenție să vin în America, cu vreo 15-20 de ani în urmă, un frate mi-a învățat ceva și mi-a spus: frate Dragoș, dacă ai vreodată ocazia să te duci în America și o să te pun în frață la predică acolo, ca să fie predica mai bine primită, fă un lucru chiar în începutul predicii. Strecoară-le două informații și o să vezi că frața se luminează. În primul rând, spune-le că n-ai venit după bani, că n-ai niciun proiect în România, că nu ești trimis după bani. Și asta vă spun, pentru mine a fost o surpriză, o clarificăm noi la urmă. Și în al doilea rând, spune-le la frați că deși îi iubești tare și îți dragi, nu poți să stai mult la ei. Mâine dimineață, dacă ne ajută Domnul, la ora 4 plecăm, dar vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin? Dragii mei, eu m-am trezit dimineața la ora 4, n-am mai putut dormi. Știam că vin în adunarea asta. Știam câtă teologie și învățătură este aici. Și m-a rugat: Doamne, ce să predic? Venit dintr-undeva, din satul Bosanci, de lângă Suceava, dintr-un sat de Bucovina, și eu spuneam la niște frați care m-au invitat într-o adunare mare: măi, eu predic frumos, dar numai la mine în sat. Ei, și mă gândeam eu ce să predic și ce să spun, și din multe gânduri, de multe frământări, mereu mă punea Domnul la versetele acestea pe care le-am citit și din care n-am predicat niciodată până în seara aceasta. Vin niște oameni la dregătorul din vremea aceea și îi pune o întrebare: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Uitându-mă în Sfânta Scriptură, vom vedea că în viața evreilor, din momentul din care Dumnezeu i-a scos din casa robiei din Egipt, i-a trecut prin pustie cu braț puternic și i-a instalat acolo în Canaan, au avut o evreie o vreme în care n-aveau împărat. Cartea Judecători, capitolul 21, versetul 25, adică ultimul verset, spune așa: în vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Eu când am citit versetul ăsta, mai că mi-aș făcut cer de înscrie și eu acolo. Auzi, să ai voie să faci ce vrei. Ei, dar după ce m-am uitat eu mai bine, am spus: nu chiar ce vrei. Puteai să faci ce vrei din lucrurile îngăduite, probabil. Eu am mai mulți copii acasă, lucrez la țară, am animale, lucrez pământ, asta mi-e meseria. Și într-o toamnă am dat și eu azi toamnă libertate la copiii mei. Am spus: copii, faceți ce vreți azi. Care vrea să strângă cartofi, să strângă cartofi, care vrea să strângă porum, să strângă porum, care vrea să îngrijească de animale, fiecare are libertatea să facă ce vrea.
Ei, știți, noi trăim cu gândul câteodată că avem voie să facem ce vrem. Dar dacă ne uităm la perioada judecătorilor, evreii aveau darea legii, aveau cunoștință de Dumnezeu și aveau pedeapsă pentru păcat. Și toată cartea judecători nu-i decât o sinusoidă. Când evreii erau pocăiți, când nu erau pocăiți, când evreii trăiau așa mai bine cum trăiesc americanii, cum se depărtau de Dumnezeu, cum Dumnezeu îngăduia o prigonire, îngăduia o încercare, cum strigau la Dumnezeu și Dumnezeu îi izbăvea. Ei aveau dreptul să facă ce le place, așa cum și dumneavoastră în adunare. Poți să cânti cântarea asta sau cealaltă, dar n-ai voie să alegi lucruri din care nu-ți permise. Bine, a fost în vremea evreilor o perioadă în care n-aveau împărat. Vine apoi o perioadă în care au avut mulți împărați. De la Saul, fiul lui Chiș, David, Roboam, se dezbină împărăția Roboam și Ieroboam, împărații lui Israel, împărații lui Iuda, și evreii de acum au împărat. Nu mai vorbim cum s-au pus, pe ce criterii, dar evreii au împărat, mai buni sau mai răi. Dar toți împărații aceștia au trecut și în vremea când vorbim noi acum în Matei, evreii iar n-aveau împărat. Pentru că împărații lor au fost proasprinși, au fost nimiciți, poporul era în robie. Și după ceva ani, vin niște oameni iscusiți din răsăritul îndepărtat, vine la cârmuitorul de acolo și le spune: băgați din seamă, la iudei li s-a născut un împărat acum. Acum recent este un împărat. Unde e împăratul acesta? Pentru că am venit să ne închinăm. Ei, gândindu-mă la întrebarea aceasta, eu m-am dat câteva răspunsuri. Și am vrut să văd câteva locații în care îl găsim pe împăratul de curând născut. Cum ne raportăm noi la Domnul Iisus Hristos, că despre El este vorba? Și primul loc în care l-am găsit pe Domnul a fost într-o iesle. Cel care a făcut cerul și pământul, acela care a făcut toate frumusețile lumii acesteia, acela care o înălța munți înalt, Himalaya, Everestul, și-o coborât groapa Filipinilor adâncă, 11 km. Acela care a făcut pădurile alea frumoase, a colorat floarea, a dat trompa aia la elefant, libelula aia frumoasă. Ăsta e Fiul lui Dumnezeu, e Creatorul, e Domnul Iisus Hristos, care a luat în palma sa pozdirea de stele și a aruncat-o pe cer. De 6.000 de ani e farmecă privirea. Cel care a făcut toate frumusețele acestea, a vrut El însăși să vină în lumea creată, pe pământul pe care El l-a făcut, pe care El l-a întocmit. Și spune Scriptura că în hanul de poposire nu s-a găsit loc pentru El. Și-o trebuie să fie înfășurat în scutice și culcat într-o iesle. Și când au venit Betleemii, au venit păstorii care au auzit cântecul din Betleem și au spus: haide să vedem dacă e întocmai. E primul loc în care l-au găsit pe Creatorul, pe Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Are loc în casele noastre? Are loc în vilele noastre? Are loc în familia noastră? Are loc în inima mea? Are loc la firma mea? Sau e tot undeva aruncat pe paie? Eu am văzut un Hristos aruncat pe fân chiar lângă amvon, în adunare. Eram într-o biserică din Suedia, era sărbătorile nașterii Domnului și am spus: cum? De 2000 de ani tot atât ai de mare Hristos la voi. Eu am un Hristos mare, care a făcut cerurile și pământul, care guvernează lumea. După înviere a ieșit biruitor din mormânt, a întins mâinile spre ucenici și a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Slăvit să fie numele Lui. Cât e Hristosul tău de mare? Cât e Dumnezeul tău de mare? Câtă importanță îi dai tu Fiului lui Dumnezeu? Tot micuț, tot în iesle, tot pe fân, tot disprețuit. S-a dus Samuel în casa lui Isai Betleemitul să pună un împărat. Și-a venit Eliab, și-a venit Abinadab, și-a venit Shama, au venit toți, flăcăi, frumoși, voinici. Și Domnul îi spune: nu-i nici asta, nu-i nici asta, nu-i nici asta. Și întreabă: măi omule, nu mai ai un băiat? Mai am unul, dai la voi. David, disprețuitul, nici nu a fost vrednic să fie primit la masă. El trebuia să pască turma, nu era vrednic să stea acolo. Și a spus Samuel: nu,
Noi nu începem să jertfa până nu vine David. Și când vine David, copilul ăsta cu părul bălai și cu froața frumoasă, îi spune Duhul Domnului, ăsta este ungel împărat. Și Samuel a luat sticluța și l-a uns împărat. Pe el a mai disprețuit. Frații mei, Hristos în viața noastră are o valoare? Sau e tot micuț, e tot neputincios, n-avem nevoie de el, e tot disprețuit. Pentru mine Ieslea înseamnă dispreț. Pentru mine Ieslea înseamnă refuz. Eu aș dori ca în seara aceasta să-i facem loc Domnului Iisus în inimile noastre, în casele noastre, în familia noastră. El e lumină din lumină, Dumnezeu din Dumnezeu, e Dumnezeu adevărat. Care e valoarea și cât e de mare Dumnezeul nostru? Oamenii nu l-au putut prețui. Plecat odată la război evreii și ca să fie mai sigur pe victorie, au spus să vină chivotul, să coboare chivotul cu noi și au luat chivotul cu ei. Dar dacă nu erau pocăiți, Domnul nu le-a dat biruință. Să nu credem că noi, dacă nu trăim pocăința, avem așa niște formule magice și Dumnezeu ne va da biruința orice circunstanță. Nu e adevărat. S-a zguduit tabra lui Israel de chivotele de bucurie. Când au văzut evreii că le vine chivotul în mijlocul lor, nu au mai putut de bucurie. Filistinii au tremurat și au spus, oamenilor, să luptăm puternic. Știți ce s-a întâmplat? Evreii au fost bătuți și chivotul a fost luat. Dar ce să le cer la filistieni? Ei au luat chivotul și au spus, unde îl punem? În casa Dumnezeului Dagon. Noi avem un Dumnezeu și mai punem încă unul, să avem doi. Dimineața mirare, Dagon căzut cu fața la pământ. Fraților, înaintea Dumnezeului cerului și al pământului nu mai are nimeni în loc. Lângă el nu mai are niciun Dumnezeu străin loc. Amin? Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Am fost de multe ori la multe ungeri cu un de lemn, am văzut multe minuni și spuneam când vorbeam de ungeri cu un de lemn, am învățat un lucru, că Dumnezeu nu împarte slava cu niciun păstor, cu niciun proroc, cu niciun vindecător și cu nimeni. Toată slava să fie al Dumnezeu. Amin? Ei, asta au făcut-o filistienii. L-au ridicat pe Dagon, l-au ancorat, l-au șprețuit bine ca să stie. Și a doua zi când a venit Dagon căzut jos, brațele, capul, mâinile tăiate, fraților, să nu facem ca samaritenii. Samaritenii erau dintre popoare, au venit din Sfervaim, din Cud, din Babilon. Au venit și aveau Dumnezeii lor și când au venit fiarele sălbatice, îi omorau, au spus să vină un preot și să se închine și la Dumnezeii lor, și la Dumnezeu, la Jehova, și ăsta amestec nu i-o plăcut lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta, în inima noastră, în casa noastră, în viața noastră și în adunarea asta, să fie singurul stăpân și Domn, Dumnezeu cel mare și sfânt. Amin? Știți, oamenii, o venire abjache. Sta la marginea Ierusalimului și îi bajocorea și le spunea la Ezechia și celălalt, care de unde sunt Dumnezeii acelaltor popoare? O putut să-i scoată din mâna mea vreo unul? Eu izbăvit vreo unul? Nu vă amăgiți, că nici Dumnezeu Jehova nu vă scapă. Și o trimis o scrisoare în bajocuri și a luat împăratul și s-a dus și a spus, Doamne, e adevărat că Dumnezeu iar nu i-a scăpat, dar el nu erau Dumnezei, dar tu ești Dumnezeu și toată puterea e ta. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a dat biruință. Dragii mei, oamenii n-au știut să-i dea valoare lui Dumnezeu. Oamenii n-au știut să-i dea valoare lui Hristos. Pentru ei Hristos, Mahomet, Buddha, Zoroastru, Confucius, Brahma și alții sunt una. Dar pentru noi nu-i una. Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. El are loc în inima mea. El are loc în casa mea. El are loc în viața mea. El merge cu mine în mașină. El merge cu mine la servici. El merge cu mine la munca câmpului. Pentru că e Dumnezeul meu. Este și al tău? Dar ce să mai spunem de neamuri? De oamenii care nu-l cunoșteau. Odată un împărat al lui Israel, s-a întâmplat, nu știu cum, o căzut Ahazia, spune, printre zebrele. O căzut jos, s-a lovit și o trimis niște slujitori și o spun, duceți-vă la Ecron, la Dumnezeul lor, la Baal Zebub, și întrebați, mă dau jos din patul meu, mă fac bine sau nu? Și pe când mergeau, le-a ieșit un om înainte, un ascet, cu o haină de păr strânsă pe el și îi spune, unde mergeți? Până în Ecron, spuneți împăratul lui Ahazia, nu este Dumnezeu în Israel de vă duceți și întrebați pe Baal Zebub?
Du-te și spune-ne că nu va coborî din patul lui, ci va muri acolo. Pentru că m-o necinstit, pentru că m-o nesocotit. Când avem probleme, la cine ne ducem? Când avem necazuri, la cine apelăm? Când avem necazuri în viața și dureri, cine ne le poate mângâia? Când avem boală, cine ne poate vindeca? Singurul Dumnezeu. Știți ce scrie în Iacov, capitolul 5, versetul 13? Este printre voi cineva bolnav? Să se roage. Este printre voi cineva cu o inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Dacă e cineva printre voi bolnav, să cheme prezbitele biserice și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, dacă a făcut păcate, vor fi iertate și Domnul va însănătoșa. Știți ce se întâmplă? Pocăiți în adunare, îl așteptăm pe Domnul. Dumnezeu e Tatăl nostru, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, e Domnul nostru. Eram odată la rugăciune, când un om a cheltuit toată averea și a fost la toate spitalele și a suferit dureri și operație și la urmă a venit să-i facă ungerea cu un de lemn. Și Duhul Sfânt îi spune, din prima zi te-am așteptat să vii, voiam să-ți dau vindecare, voiam să te alin, voiam să-ți fac bine, dar nu m-ai căutat. Ai alergat întâi la alții și la urmă vii la mine. Parcă cu durere spune Domnul asta. Când ne lăsăm nebăgat în seamă, când e tot pe iesele aceea, când e tot pe fânul acela, când e tot un copilaș în viața noastră. Eu am un frate mai mare decât mine, el are un băiat cu numele de Ovidiu, șofer pe tir, băiatul lui la rândul lui are 3 băieți, acum sunt în școală și când băieți avea unul 3 ani, unul 4 ani și unul 5 ani, Ovidiu, nepotul, era șofer pe troc, cum se spune aici, Mihaela, nepoata, a făcut un ceai seara și băiatul ăla de 5 ani prinde de oală, fiartă și o trage pe el de 4 ani. L-a opărit 90% din suprafața corpului arsă în profunzime. O chema repede cineva cu mașina, l-a pus într-un cearșaf, l-a dus la spital, medicii nu mișcau destul de repede. Un frate pocăit care era consilier, a ajuns acolo, a sunat la prefect, prefectul a sunat de la directorul spitalului, a venit medicul de gardă repede, ce s-a întâmplat? S-a uitat la copii și a întrebat, mai aveți copii? Mai am încă 2 băieți acasă. 90% moare și 10% poate să trăiască. Și s-au dus în spital. Când a venit dimineața, medicul specialist s-a uitat la el și a zis că, Doamne, nu-s călău, nu-s crud, dar adevărul trebuie să știi. 100% copilul ăsta moare. Eu am văzut mulți oameni arși în viața. N-are cum să scape. Ei bine, băiatul ăsta a plâns în mână la mamă, s-a 2 zile și 2 nopți. O răhnit. Și eu m-am auzit, m-am dus la fratele meu, erau plânși, în rugăciune, în zi de post, și am spus, măi, mergeți unul, schimbați-o pe Mihaela, stă de 2 zile acolo, nu poate nimeni, când îl ia din braț, se răhnește. Și îl întreb pe frate, măi, dar ungerea cu un de lemn ne-ați făcut-o? Și el a zis că nu m-am gândit. Păi hai, ne-am dus la filial, era fratele Șerban, președintele nostru, mai era comitetul filial, ne-am spus, frate Șerban, Ovidiu-i membru la matale, uite ce s-a întâmplat. Frate, s-a încheiat ședința imediat, le-am povestit, o luat o batistă, i-a făcut ungerea, frate s-a plâns, erau oameni bătrâni, plângeau acolo cu mâna întinsă pe batistă și îi spune Ovidiu, pe noi nu ne lasă să intrăm acolo, du-te tu, pune batista asta pe fața copilului și roagă-te Domnul, cum te îndeamnă Duhul pe tine? Eu l-am dus pe Ovidiu până acolo, i-am spus, Ovidiu, rămân aici, du-te înăuntru. I-a pus batista și când i-a pus batista, copilul nu mai plâns. S-a înviorat deodată, s-a bucurat. Orice durere i-a curmat atunci. După 19 zile, a fost externată nepoata mea cu copilul vindecat de plin, de plin, de plin. Eu știam, mă gândeam că îl va vindeca Domnul, dar mi-imaginam așa o scenă, 3 băieți mici stând la masă și unul cu fața arsă, cu pielea îngrozită, așa era. Fața era umflată, n-avea piele deloc pe ea. Dumnezeu l-a vindecat în totalitate.
după câteva luni, undeva sub brații s-a strâns un pic pielea, atât cât o bubă. Și îmi spune cumnată mea, cred că să-și aducă aminte de fiecare dată când face baie, că el a fost ars și că Dumnezeu l-a vindecat. De ce apelăm ultima dată la Dumnezeu? De ce în durerile noastre, întâi ne zbatem noi, cheltuim noi, ne trudim noi și când obosim, la urmă apelăm la Dumnezeu. Citeam în cartea fratelui Osmani că în grupa lor de evangelizare era un înotător, fost campion, și cum predicau Evanghelia pe malul unei ape, unul din ascultători a căzut în apă. Ei, dar pentru ei nu era problemă, că avea campionul lângă ei. Și ăla a căzut în apă, nu știa să înoate și a început să zbată, să strige, să zbată. Și ei toți se uita acuzator, să ai măi frate și scapă. Ăsta stă așa de liniștit. Nici nu-i păsa. Și spunea, scria fratele, l-am acuzat în mintea mea. Cum mai predici Evanghelia și nu stai după aia dacă ești campion? Că dacă nu știi să înoți, nu-ți cere nimic. Și în momentul când omul ăla o să-ți cufundat ultima dată și a început să-l iei vadrul la vale, înătătorul ăsta s-a aruncat, l-a prins de păr și l-a tras la mal. Ei s-au bucurat, au venit frații, băi, de ce n-ai sărit mai repede, mă? De ce nu l-ai scos mai repede? Și el spune, nu, că la ăștia care se neacă e o tehnică. Dacă atât când mai are putere te duci, el te prinde, te trage în jos. Dacă el abandonează, îți dă seama că moare, el se lasă. Nu m-a prins să-l aduci la mal. Și spunea frații, așa ne zbatem noi. Și Domnul ne lasă, cât avem putere, cât ne putem zbate, cât putem munci, cât mai avem bani în buzunar, îi cheltuim. Și când nu mai avem pe nimeni, Doamne, la Tine nădejdea, El vine și ne vindecă. De ce n-am face-o de prima dată? Cât e de mare Hristos în viața noastră? Cât e de mare Hristos în inima noastră? Este unul care ne poate ajuta la vreme de nevoi? Dumnezeu să ne dea încrederea aceasta, amin? Și întotdeauna să plecăm de acasă cu Domnul în inimă, să venim cu Domnul. Am auzit o povestioară când acum vreo câțiva ani, când a fost o tabără, copiii au fost în tabără, au venit acasă și trebuiau să plece cu mașina. Și o mamă credincioasă le spunea, măi, nu vă duceți fără Domnul Iisus, luați-L pe Domnul Iisus cu voi. Și unul din băieți spune, suntem 5 în mașină, doar dacă vrem portbagaj. Și o pleca râzând. Și au avut un loc un tragic accident, spunea cei care au fost acolo. Toți copiii au murit și în portbagaj avea câteva cofragi de ou și niciunul s-a spart. El a pus pe Hristos în portbagaj, în glumă. Dar noi n-avem voie să glumim cu Dumnezeu. N-avem voie să glumim cu Domnul Iisus. Prima locație, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și l-au găsit păstori într-o iesre. Aș vrea să ridicăm din iesre. Și aș vrea în adunarea asta Hristos să fie mare. Lui i s-a dat un nume mai presus de orice nume. În numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi, acel din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să vestească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Amin. E Hristos așa de mare în inima ta? Îl accepți tu în casa ta, în familia ta? Doamne, ajută-ne în aceasta. Ei bine, m-am dus cu gândul la a doua locație și un înger al Domnului se arată lui Iosif în vis și spune, ia pruncul și pe mama lui și fuge în Egipt. În Egipt eu am numit, era departe de mâna asta lui Irod. Nu i se mai putea întâmpla niciun rău. Și când am vorbit de copilul din staul, am spus disprețuit. Când am vorbit de Hristosul din Egipt, am spus eu departe de Ierusalim. Nu cumva e departe Dumnezeu de noi? Cât e de aproape Dumnezeu de tine? Cât e de aproape Fiul lui Dumnezeu de tine? Știți că există două posibilități? De fapt, inițiativa întotdeauna este a omului. Poate omul să se depărteze de Dumnezeu sau poate Dumnezeu la un moment dat să se depărteze de om. Spune cuvântul Domnului că Saul, fiul lui Chiș, o păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Odată că nu a ascultat și au păstrat pentru jertfă unele din dobitoacele date spre nimicire, a doua oară când s-au grăbit și au adus jertfa până a venit Samuel și Dumnezeu l-a lepădat. Știți ce contează mult? Eu mult m-am gândit la asta, că totuși Saul nu a făcut niște păcate imorale. Dom'le, o trăită imoralitate. El ce a făcut? A făcut pe temtă religioasă. El a păstrat pentru Domnul. Și Dumnezeu nu l-a iertat. Ori David, fiine cu iertare,
în viziunea mea, după părerea mea, o greșit mai tare decât Saul. Că s-a culcat cu Batșeba, nevasta lui Urie, hetitul, și prin mâna lui o trimis acea misivă la Ioab, fiul Țeruie, când bătea raba fiilor lui Amon și l-a omorât cu sabia lor. Nu mi se pare păcat mai mare. Este curvie, îi fățărnicie, îi ucidere. Și totuși David scapă într-un fel, plătește el, dar nu ca Saul. Știți care e concluzia mea? Nu-i bine să păcătuim. Dumnezeu să ne păzească pe toți de păcat. Amin? Dar foarte mult contează atitudinea de după păcat. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Nu știu dacă v-aș lua membru pe careva la noi în adunare. Foarte conservatoare din Bucovina. Ori noi, ca să nu păcătuim față de frați, am făcut legi și le-am pus pe ușa bisericii. Capitolul 1, capitolul 2, ținută vestimentară, altri, vacanță, concediu și multe. Și am scris acolo, ultimul punct, pedepsă. Cine a greșit de la capitolul 1, de la punctul 1, 3, mustrare, cine așa, așa. Fiecare când a păcătuit, să meargă să-și iei pedepsa. Și comitetul să nu fie cu căutare la fața omului. Să fim cinstiți. Și n-am reușit. N-am reușit să le ținem. Mă duc odată la rugăciune, aveam un frate secretar mai legist ca mine, și eu sunt legist, și mă duc la un frate, proroc, prezbiter, tata 16 copii, vindecat de Domnul de cancer, și fratele se uită la mine și îmi spune: măi frate, te-am văzut în fruntea unui popor mare, mare popor, la noi nu are mult mai mare ca asta, și uite, l-am văzut și pe fratele în spatele tău, și mergeați așa în șir indian, nu mergeați compact, în șir indian, uite, tu erai primul, el după tine și alții. Și mergeți pe o cale așa de îngustă și la un moment dat ați ajuns între două stânci, o strâmtoare. Și tu ai vrut să treci și nu puteai să treci. Te-ai băgat așa, n-ai încăput, te-ai băgat pe o parte, n-ai încăput. Și o să aveai în mână niște table cu legi. Și Domnul a spus: nu eu le-am dat, ei și le-au făcut și nu le mai pot duce. Ei, fratele secretar, am spus: măi, tu auzi? Acum nu înseamnă că facem ce ne place la adunare. Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, ca în toate bisericile Sfinților. Și Pavel spune lui Timotei că legea este pentru cei fără de lege, pentru cei neascultători, trufași, obraznici. Deci o lege trebuie să fie. Dar știți unde ne-am încurcat noi? În atitudinea de după păcat. Că unul face un păcat și vine zâmbind: cât îmi dați? Cât mă puneți deoparte? Și altul vine cu batista mortotolită și udă cu ochii roși și spui: fraților, am greșit, recunosc, am păcătuit, faceți ce vreți cu mine. Poți să-i pedepsești la fel? Nu poți să-i pedepsești la fel. Dar vine cuvântul Domnului, spune că Saul, fiul lui Chiș, s-a păcătuit și Dumnezeu s-a depărtat de el. S-a depărtat și el nu mai fost încă mulți ani împărat. Eu aș vrea, cât suntem în adunare aici, să-L simțim pe Dumnezeu lângă noi. Nu cumva să depărteze Domnul de noi. Că în momentul când păcătuiești, Domnul se departe, nu mai stă cu tine. La noi era o povestioară, o povestea o bătrâne, că un om a plecat de acasă în București, a stat ani de zile și când a venit la gară, era atunci, nu erau tramvaie, era birjă de asta. Și îi spune la birjar: domnule, du-mă acasă, uite, asta e adresa. Da, mă duci pe strada asta, pe strada asta, pe strada asta. Că el nu a fost de mult și voia să vadă orașul. Dar birjarul a spus: da, eu știu pe unde. Să merg de-a dreptul. Și-a luat-o de-a dreptul. Când domnul ăsta a văzut că birjarul nu îi ascultă recomandările, o coborât ușor. Și birjarul merge, se întâlnea cu altul, spune: salut, unde mergi? Că eu îl duc pe Domnul, eu merg cu Domnul. Și unul spune: măi, dar cu care Domn, că nu-i nimeni în trăsuri la tine. Și când se uită, nu mai era nimeni. Nu cumva noi să credem că mergem cu Domnul și Domnul să nu mai meargă cu noi. Domnul nu merge cu noi în plăcerile noastre păcătoase. Domnul nu-i de acord cu mândriile noastre. Domnul nu-i de acord cu răzvrătirile noastre. Domnul nu-i de acord cu neascultarea, cu răzvrătirea, cu fracțiunile din adunări. Domnul nu-i de acord cu asta. Să fim foarte atenți, să verificăm încă o dată: îi Dumnezeu în inima mea? Îi Domnul în adunare? Îi Domnul în casa mea? Îmi răspunde El când strig? Odată un băiat dormea cu capul în poală la iubita lui. Și sta așa de liniștit și de satisfăcut și iubita aceea îi spune: Samson, filistenii sunt asupra ta. Și ăsta zice: am să fac altă dată. Și spune Biblia: nu știa că Domnul s-a depărtat de el.
Chiar verifică-te în seara asta. Că nu mai verși o lacrimă, că nu te mai cercetează Duhul Sfânt, că nu te mai acuză conștiința pentru faptele făcute, că nu mai ai nici milostivire, nici dragoste, nici compasiune, că nu mai arde în tine focul de a-L duce pe Hristos. Mai este oare Domnul în tine? Hai să ne verificăm. Nu cumva s-a depărtat Dumnezeu de noi? Sau ne putem noi depărta de Dumnezeu? Cuvântul Domnului a vorbit lui Ioana, fiul lui Amitai, și a zis: Iona, scoală și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și să spui acolo strigarea pe care ți-o voi spune eu. Și spune Biblia: și Iona s-a sculat, a coborât la Tars, a cumpărat un bilet ca să fugă departe de fața Domnului. Mai sunt aici care fug departe de fața Domnului? Dacă am fugit cumva departe de fața Domnului, să ne ierte Dumnezeu în seara asta. Știi ce spunea în Ieremia? S-a întrebat Dumnezeu odată în Ieremia, în capitolul 2, versetul 5. Așa vorbește Domnul: ce nelegiuiri au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Evreii, la un moment dat, s-au îndepărtat ei, cu voința lor s-au dus departe de fața lui Dumnezeu. Știi ce spune Isaia, capitolul 26, cu versetul 17? Cum se zvârcolește o femeie în durerile noastre și cum strigă ea de durere când i-a venit ceasul, așa eram noi departe de fața ta, Doamne. Să nu crezi că departe Dumnezeu ești fericit. O să-ți meargă bine o săptămână, o lună, poate un an, dar te va ajunge mânia lui Dumnezeu și vei ajunge să te zvârcolești ca femeia însărcinată în durerile naștere și nu o să aibă cine să te scape. Departe de fața Domnului rău. Numai bine să ne apropiem de Domnul. Știți, oamenii când se depărtează, spunea cineva așa, când se depărtează oamenii de Dumnezeu, aici e lumina, aici e Dumnezeu. Și noi am întors spatele la Dumnezeu și mergem. Nu știu până unde v-ați dus. Nu vorbesc cu toți, aici sunt oameni cu frică de Dumnezeu. Dar a spus Duhul Sfânt în seara asta că unii și-au greșit cărările. Și când lumina e aici în spatele tău și tu te duci, umbra e tot mai mare. Mai faci un pas, mai faci un pas, nu știu câți pași vei mai face. Nu știu cât te mai îngăduie Dumnezeu. Și în noaptea asta, și în săptămâna asta, mai faci un pas spre țigară, înspre o distracție, înspre o discotecă, înspre un pahar de băutură, prizezi droguri, ajungi să curvești, nu asculți de părinți și tot te duci. Nu știu pe unde sunteți, acei care v-ați depărtat de Domnul. În seara asta vă spun câteva versete din Scriptură. În Psalmul 46, parcă, cu versetul 10, spune așa: opriți-vă. Dacă în seara asta cineva a luat-o pe drumul lumii și ești încă aici în adunare și mă asculți predica, și dacă ai întors spatele la Dumnezeu, vine Biblia și strigă: opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul, eu stăpânesc peste neamuri. Vrea cineva să se oprească din calea lui păcătoasă, din apucăturile lui care nu-s bune? Vrea cineva să se oprească? Dumnezeu să ne ajute, amin? Apoi spune Ioel, capitolul 2, versetul 12, după ce ne-am oprit, dar chiar acum întoarceți-vă. Ne-am oprit din lumea, din direcția noastră greșită. Trebuie să ne oprim și în seara asta să ne întoarcem. Dar chiar acum, întoarce-vă, vă spune Domnul, cu plâns, cu post, cu bocet, cu rugăciune. Și cine știe dacă Dumnezeu nu se va îndura de noi? Vrea cineva să se oprească? Apoi spune Iacov, capitolul 4, versetul 8, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Nu știu cât ești de departe de Dumnezeu. Nu știu cât ești de departe în dărâhnicia și neascultarea de părinți. În seara asta oprește-te. Întoarce-te spre mama ta. Întoarce-te spre tatăl tău. Întoarce-te spre Dumnezeu. Întoarce-te cu fața la biserica lui Dumnezeu. Și de acum vine: apropiați-vă de El. Dumnezeu să ne ajute. Iosua 22, versetul 5 spune: alipiți-vă tare de El. Așa cum a spus altă dată. Dumnezeu să ne ajute. Amin. A doua locație. Hristos față de tine poate fi undeva în Egipt, n-are treabă cu tine, tu n-ai treabă cu El. Cât mai de departe de afacerea ta. Să nu-ți verifice El contabilitatea, să nu-ți verifice El dările la stat, să nu-ți verifice El
milostenia care o pui acolo, să nu știe el ce ai în casa ta, să fie cât mai departe de tine. În seara asta, nu-i cea mai bună raportare față de persoana Domnului Iisus. Eu aș spune ca Domnul să fie aproape de noi. Domnul să fie în mijlocul nostru. Amin? A treia locație de care vreau să vorbesc. A venit îngerul Domnului și i-a spus, gata, a murit Irod, întoarce înapoi. Și el s-a întors până la Nazaret și a locuit în Nazaret. În Nazaretul eu l-am numit un loc al obișnuinței. Știți că Domnul a intrat în sinagogă din Nazaret și când a intrat acolo, i s-a dat să citească cartea prorocului Isaia, unde scrie, Duhul Domnului a venit peste mine și m-a uns, știți tot pasajul, da? Ca să facem economie. La urmă a închis cartea, a dat îngrijitorului, a șezut jos și a zis, astăzi s-au împlinit cuvintele din cartea aceasta. Știți ce spune Biblia? Și în Luca și în Marcu, că toată sinagoga se uita spre el, îl asculta cu plăcere, se mirau de cuvintele lui, atâta, așa l-admirau. Ei bine, dar tot în pasajul ăla mai jos scrie că atât au fost de deranjați de predica lui, l-au scos afară, l-au dus pe sprânceana muntelui să-l omoare, să-l împingă în prăpastie. Și am spus eu, de unde metamorfoza asta? De unde schimbarea asta? Vin la adunare plin de bucurie. S-ar putea pe mine unii să mă admirați, dar până gat predica, la urmă să vă supăr, nu știu, nu mi-am propus asta. Știți? Dar vii la adunare așa cu bucurie, cu o dorință și te duci acasă mânios. Eu am numit, și ei n-au mai crezut, n-au putut să facă lucrări acolo, am numit eu aceștia pași spre necredință. Am deosebit acolo trei pași pe care i-au făcut evreii, dar primul l-am numit obișnuința. Când au început el să predice, ei l-au judecat prin prisma cunoaștere. Nu este a feciorul lui Iosif? Și nu sunt frații lui printre noi, dar nu-l cunoaștem, erau obișnuiți cu el. Ei îl știau de mic copil, acolo a alergat Hristos, acolo nu-i blasfemie, s-au jucat în colbul de pe străzi, acolo s-au jucat cu băieții, cu ceilalți au făcut curățenie la tatăl său în atelier și deodată vine în sinagogă, începe să predice și ăștia îi spun, dar nu el băiatul lui Iosif? Și eu spun, da. Și cum dacă e băiatul lui Iosif, nu-l mai ascult? Știți? Că sunt obiceiuri rele și bune. Dar toate obiceiurile au în ele un pericol. Știți care e pericolul? Pericolul lipsei de respect. Toate obiceiurile au pericolul lipsei de respect. Eu am făcut armata la Timișoara în anii 80. Și șeful meu era colonel plin. Secția comando făcută la Moscova. Dom'le, în fața omului ăsta, tot detașamentul îi băteau pas de defilare și îl salutau, care au făcut armată, știi cum e. În primele săptămâni, o săptămână, două, să trăiți, mă drept, am înțeles, pac, fă cizmele, fă focul, mătru, să trăiți, numai așa. Așa era în armată. Dar după vreo două, trei săptămâni, mă întreabă, camarade, tu de unde ești? Din Suceava, mai ai frați, da, părinți, da. Ei, și stam la taclale cu el. Știți că respectam, că avem atâta bun simț, dar nu ca mai înainte. Îi spuneam, domnul, toarși colonel, hai dați-mi o permis, hai toarși colonel, hai dați-mi, băi camarade. Ei, deja eram prieteni, știi de ce? El tot colonel era, eu tot soldat era, dar i-am învățat unul cu altul. Sunt obiceiuri bune, dar dacă nu vedem, ele au pericolul lipsei de respect. Uite un obicei bun, Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră cum am unii obicei. Ăsta e rău. Dar venirea la adunare e un obicei bun. Amin? Eu am o predică specială, o oră durează, numai de prezența la adunare. S-ar putea să vă dăm multe note de patru. Ei bine, prezența la adunare este un obicei bun. Dar eu în 50 și ceva de ani, că am ieșit la pensie de bătrâneță, am 54 împlinit, așa, stau lângă casa de adunare. Știți ce exercițiu am vrut să fac eu într-o zi? Am vrut să închid ochii și să văd dacă eu ne merg la adunare cu ochii închiși. De atâtea ori am mers, de zeci, de sute de ori am mers la adunarea aceea și nu-i departe de mine. Și chiar m-am pornit, dar m-am gândit că mă întâlnesc cu careva pe drum și sunt om bătrân, spune, ce cu tine, măi, omule, știi? Dar eu sigur ajung să pun mâna pe clanța ușă. Ei, și pentru că ne-am obișnuit cu adunarea, uităm că ăsta e un loc sfânt. Matei 18:20. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Hristos Domnul e aici. Fiul lui Dumnezeu e aici. Amin? Dacă e Hristos aici, n-avem voie să ne permitem unele lucruri. Ei, de ce mestecă unii gum în adunare?
că s-au obișnuit cu adunare. De ce șoșotez doi și în timpul rugăciunii nu se roagă deloc? Știți de ce vă spun eu? Că atâtea ori au fost la adunare. De ce nu dăm atenție la predici? De ce cascăm? De ce ne uităm așa ostentativ la ceas? Știți de ce? Pentru că ne-am învățat cu adunare. Eu odată am fost la o adunare în diaspora și m-au pus frații la predică și stăm pe prima bancă, nu pe ultima, pe prima bancă. Și când să mă ridic, nu mă pot ridica. O gumă mare de mestecat lipită de picior. Bă, dar nu-i pe ultima bancă unde copiii obrazne, e pe prima. Și eu îi spun la păstor, mai cântați două cântări. Și am mai cântat două cântări, m-am dus în baie, dau cu apă, nu o să duci, unde cum îmi merge? Mai dau, mai rad. Mă, era o ispită acolo, o lamă de bărbărit, am luat lama și am văzut să o tai. Când am tăiat, mi-am tăiat pantalonul. Am predicat cu pantalonul așa. Și am spus, oameni buni, cine a pus gumă pe prima bancă, pe banca păstorilor? Dar știi de ce a pus acolo unul? Pentru că era învățat cu adunarea. E bine să vii la adunare, e bun să ai deprins obiceiul ăsta de a veni la adunare, dar nu e bine să te porți nerespectos, să tratezi adunarea așa ca locul tău de muncă, că dacă vrei mături, dacă vrei nu mături, dacă vrei ascult, dacă vrei nu ascult. Aici e adunarea Domnului, biserica celor întâi născuți, Evrei 12:23, făcuți de săvârșiți. Doamne, dă-ne priceperea aceasta, amin? Ne-am obișnuit cu slujitorii. Și pentru că ne-am obișnuit cu slujitorii, nu-i mai respectăm. Dar ce nu știu eu pe ăla? Vreau să vă spun, la mine am fost 7 băieți în clasă. Unul a fost păstor, unul proroc, unul învățător, unul cu alte daruri. Păi de unde să aducă Domnul alță? Eu am spus într-o adunare odată că nu era niciunul bun conducător. E oameni buni. Dumnezeu nu-l via pe Arhanghelul Gabriel să vi-l pui vouă conducător. Tot unul dintre voi. Noi am numit odată un prezbiter în adunare și el a venit, fraților, hai să ne pocăim. Conservator, un om cu frică de Dumnezeu. Uite, oameni buni, cum e pocăința, uite cum e ținuta, uite cum e acoperirea capului, uite cum e milostenia, uite cum e cu evlavia, uite cum toate le povestim. Ei, seara merg la o masă de dragoste și întreabă unul, măi, dar tu de când ești așa pocăit? Doar până ieri jucam tenis cu piciorul pe imaș. De când ești așa de pocăit? El spune, măi, am jucat tenis cu piciorul până acum. Dumnezeu m-a pus prezbiter și m-a spus să vă spun lucrurile astea. Că am jucat tenis cu piciorul, îmi pare rău, dar vreau să mă pocăiesc. Voi nu vreți? Și eu zic, lasă mai moale. Lasă, dacă nu te-am ști. Dacă nu te-am ști, da așa lasă. Gura mică. Măi, oameni buni, ăștia sunt oameni. Din mijlocul vostru Dumnezeu face un proroc, face pe unul păstor, pe unul face cântăreț. Asta înseamnă că noi respectăm pentru că îi cunoaștem. A început Hristos să predice Nazaret și eu a spus, dar noi îl știm, e băiatul lui Iosif. Și ce dacă e băiatul lui Iosif? Și ce dacă a fugit odată cu tine în America? Ce dacă a trecut în Dunărea în not, umăr la umăr? Înseamnă că nu-l mai respecti pentru că îl cunoști foarte bun? Asta este o greșeală. Dragii mei, obiceiurile și bunii, obișnuința poartă pericolul lipsei de respect. Să ne pocăim de asta, amin? Și mai este încă o problemă. Și slujitorii se învață cu slujba. Recitatorul cu recitarea, cântărețul se învață cu cântarea, predicatorul cu predica. Eram odată la ordinarea unui păstor și primesc un bilet, eram vreo 3 frați. Frate, spune-mi, te rog, matali mai ai emoții când predici? Și se ridică fratele Aurel Șortun, secretarul filiale. Nu știu cine a spus biletul ăsta, dar eu spun că am. Și spunea el, oameni buni, predicatori, când vă suiți la amvon, trebuie să aveți emoții. Și în momentul când nu mai ai emoții, nu te mai sui aici. Dacă nu arzi, dacă nu te cercetează Duhul Sfânt, dacă nu te jerfezi pentru Hristos, dacă nu te consumi, dacă spui numai rolul așa ca un artist la Casa de Cultură, mai bine stai în bancă. Dar ne-am obișnuit noi cu slujbile, voi v-ați obișnuit cu noi și nu mai este respect. Știți ce s-a întâmplat odată cu un om crescut ca și Samuel lângă chivot? O a ajuns acolo într-o ariboie în care era chivotul și era să se răstoarne și Uza a pus mâna pe chivot, că era învățat cu chivotul. Slujba lui era să ducă chivotul. Și când a atins chivotul, Dumnezeu l-a rupt în două pentru lipsă de reverență, pentru lipsă de respect. Să nu ne obișnuim prea mult cu lucrurile astea sfinte. Au o sacralitate. Ele trebuie respectate și Dumnezeu să ne ajute, amin? Un împărat vestit, împăratul Ozia, a ajuns meșter, a făcut mașini de războaie, de aruncat pietre, a
fost bun agricultor și când a înflorit Israelul, o lua cădelnița, s-a dus, a spus, pot să fiu și predic. Și preot. Și-a intrat marele preot, Azaria, cu 80 de preoți după el și a spus, împărate, nu ți-i îngăduit. Să nu creadă că fiecare poate face ce vrea în adunare, ce îi place, cum făceau ei acolo. Fiecare trebuie să țină de darul lui, fiecare să țină de slujba lui. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Amin? Am vrut să mai vorbesc de un Hristos pus în Golgota. De un Hristos care îi vinovat de toate nerealizările noastre. Tot ce se întâmplă în adunare. Spunea în Ioan 9:16, nu ține sabatul. În Ioan 12:19 spune, ce vom face? Nu vedeți că nu câștigăm nimic? Că toată lumea se duce după el. Ne pierdem reputația, ne pierdem numărul de membri, ne pierdem numele nostru. Știți de ce? Nu-i Hristos vinovat. Vinovat suntem noi. Dar noi aruncăm vina pe Hristos. Ce facem cu Hristosul? Să moară! Să moară Hristosul! Dar nu e așa, frază. Trebuie să ne pocăim noi. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Timpul trecut. Aș fi vrut să vorbesc, mi-ar place să vorbesc de Hristosul glorificat, care s-a dus să ne pregătească un loc. Și când va veni, va fi gata locul, va veni să ne ia. Nu știu dacă ne mai întâlnim odată, nu știu. Dar dacă nu ne mai întâlnim aici, să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Amin? Închei punând întrebarea aceea. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor?